Daniel Maricuța, fostul primar al Șelimbărului, a fost trimis în judecată în dosarul cu cel mai mare prejudiciu din Sibiu. Acesta va fi judecat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, abuz în serviciu și spălare de bani. Alături de el a fost trimisă în judecată și actuala secretară a primăriei Șelimbăr, dar și un fost consilier local și oameni de afaceri. După ce în urmă cu 3 ani, Curtea de Apel a decis că fostul președinte al Camerei de Comerț din Sibiu, Eugen Iordănescu, a fost colaborator al securității, recursul acestuia a fost respins definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție. Oficial, Iordănescu este declarat colaborator al securității. În prezent, acesta este urmărit penal într-un dosar de spălare de bani. Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu fac cercetări după ce luni un bărbat în vârstă de 74 de ani a fost găsit fără suflare în locuința din Ciznădie. Deși inițial se credea că bărbatul ar fi murit după ce a căzut în casă, acum se iau în calcul și posibilitatea ca el să fi fost omorât. Oamenii legii au deja un cerc de suspecții.